Mulțumim, Andrei. Două incendii de amploare au provocat haos în orașul rusesc Briansk, aflat la 150 de kilometri de granița cu Ucraina. Unul a afectat un mare depozit de carburant care servea drept bază logistică pentru trupele implicate în invazie, iar al doilea se presupune că a izbucnit într-un arsenal unde sunt stocate rachete. Martorii au declarat că au auzit două explozii puternice înainte de izbucnirea flăcărilor. Autoritățile de la Moscova nu au oferit o explicație oficială pentru aceste incendii, dar una din variante poate fi un atac ucrainean menit să destabilizeze capacitatea de atac a rușilor. Recent Rusia a acuzat Ucraina de atacuri aeriene exact în această zonă. În paralel, Rusia a anunțat însă că tot azi noapte au doborât două drone la aproximativ 200 de kilometri sud de Briansk. Deocamdată nu e clar dacă cele două incidente au vreo legătură.